Vă salut! Astăzi vom face lecția Decebal împotriva lui Traian, războaiele Dacoromane. Vom începe cu o scurtă prezentare biografică a celor doi lideri politici. Decebal a fost un rege al dacilor între anii 87-106. În iarna anilor 85-86, cu un an 2 înainte de a prelua funcția regală, Decebal a participat la expediția militară a dacilor în provincia romană Moesia. La începutul domniei sale. Între anii 87-89, Decebal a avut o serie de conflicte militare cu împăratul roman Domitian. Aceste războaie dacă romane s-au încheiat cu pacea din anul 89, o pace avantajoasă pentru daci. Aceste confruntări militare le-am prezentat mai detaliat în lecția Decebal împotriva lui Domitian. Istoricul antic Diocasius laudă abilitățile de lider militar ale lui Decebal. Citez. De ce bal era priceput în ale războiului, știind când să năvălească și când să se retragă la timp? Meștea în curse, vitează în lupte, știind a se folosi cu debăcie de o victorie și de a scăpa cu bine dintr-o înfrângere. Traian a fost fiul lui Marcus Ulpius Traianus, un important senator și general care făcea parte din familia romană Ulpi, o familie care avea un mare prestigiu în Roma acelor vremuri. Tatăl său s-a stabilit în provincia Baetica care a fost localizată în Spania de azi. Aici se va naște Traian în 18 septembrie 53. Acesta a urcat treptat în ierarhia armatei romane. A luptat în zona Rinului, considerată la acea vreme cea mai periculoasă zonă a Imperiului Roman. De asemenea, a luptat în războaiele pe care Domitian le-a avut cu diferite triburi germanice. Moartea împăratului Domițian a însemnat stingerea dinastiei Flavilor. Următorul împărat a fost Nerva, un bătrân de 65 de ani, cel care va întemeia în anul 96 dinastia Antoninilor. Nerva nu era însă susținut de armata romană. În schimb, soldații romani îl iubeau pe Traian, care avea foarte multe realizări în plan militar. În acest context, pentru a avea sprijinul armatei romane, Nerva l-a adoptat pe Traian și l-a proclamat ca moștenitor al funcției imperiale, adică el avea să fie următorul împărat. În anul 98 Nerva va muri, iar Traian va deveni noul împărat al Romei. Acesta va fi primul împărat roman care nu s-a născut în peninsula italică. De asemenea, Traian nu avea legitimitate dinastică. El nu era fiul biologic al lui Nerva, ci era adoptat de acesta. De acum voi prezenta pretextul, cauzele și desfășurarea acestor războaie. Pretextul acestor două conflicte militare a fost faptul că romanii considerau că prevederile păcii din 89 știrbeau prestigiul și faima pe care Imperiul Roman o avea la acel moment. Însă, principalele trei cauze ale acestor campanii militare le putem împărți în următorul criteriu. O cauză economică, o cauză militară și o cauză ideologică. O cauză economică a fost faptul că Roma, la începutul secolului al II-lea, era într-o profundă criză economică. Regatul Dac, condus de Decebal, avea importante resurse de sol și subsol, cum ar fi sare, fier, argint, dar mai ales aur. Aurul dacic, în special, ar fi adus o prosperitate economică Imperiului Roman. Pe de altă parte, erau și alte avantaje economice unei eventuale cuceriri ale dacii. Coloniștii romani puteau primi pământ în această zonă. De asemenea, se puteau construi orașe, drumuri, se puteau exporta produse animale și vegetale, lemn, diferite animale și așa mai departe. O cauză militară a fost faptul că regatul Dac, condus de Decebal, era la granița Imperiului Roman. Traian considera că Decebal era capabil să creeze o alianță barbară antiromană din care să facă parte diverse popoare care locuiau în acea zonă, cum ar fi daci, buri, roxolani, sarmanți și așa mai departe. Astfel, securitatea zonei balcanice și dunărene a Imperiului Roman era pusă în mare pericol. De asemenea, după cum am mai spus, Traian nu era fiul biologic al fostului împărat Nerva, ci era un fiu adoptat la maturitate din motive politice și militare. Tronul roman până la acea vreme se transmitea pe linie ereditară masculină, adică fiul devenea împărat în locul tatălui care tocmai murise. Sau, în unele cazuri, împăratul nou ales avea o anumită relație de rudenie biologică cu împăratul precedent. Probabil că Traian a avut următorul gând. Eu nu sunt fiul lui Nerva. Mulți vor spune că nu am dreptul la tron doar pentru că am fost adoptată la maturitate de fostul împărat Nerva. Însă cuceririle militare pe care le voi face, prosperitatea economică pe care o voi aduce Imperiului Roman, va face poporul meu să spună că merit să fiu nu doar un simplu împărat al Romei, ci cel mai mare împărat al Romei din toate timpurile. O eventuală cucerire a Dacei îi aducea un mare prestigiul trean. Astfel acesta își câștiga legitimitatea ideologică dacă tot nu putea să o aibă pe cea dinastică. Au fost două războaie romane în secolul al doilea. Primul a avut loc între anii 101-102, iar al doilea a avut loc între anii 105-106. Primul război daco-roman îl putem împărți în trei faze. În prima fază, legiunile romane vor trece Dunărea în două coloane. O coloană, condusă de însuși împăratul Traian, va trece Dunărea la Lederata. O altă coloană, condusă de Laberius Maximus, va trece Dunărea la Drobeta. Cele două armate vor realiza jocțiunea, adică se vor uni, la Tibiscum. Conform istoricului antic Diocasius, Dece va trimite o solie armatei romane alcătuită din soliburi, care avea o ciupercă uriașă pe care scria într-un mod amenințător ce vor păți romanii dacă nu se vor retrage. Bineînțeles, cum era de așteptat, Traian nu s-a lăsat intimidat. Legiunile romane conduse de Traian vor înfrânge trupele dacilor la tape însă nu a fost o victorie ușoară. Conform unor surse antice, armata romană avea așa de mulți răniți, încât nu mai avea bandaje care să lege rănile soldaților. Asel Traian a trebuit să șupe propriile veșminte pentru a se confecționa bandajele necesare. Venirea iernii în anul 101 a oprit operațiunile militare pe frontul carpatic transilvanian. Asel se va încheia prima fază a primului război dacoroman. roman a doua fază acestui război mai este numită de istorici diversiunea moesiană. În iarna anilor 101-102, Decebal a încercat să-i forțeze pe romani să lupte pe două fronturi. Astfel, dacii, ajutați de Sarman și Roxolani, vor profita de înghețarea Dunării și vor invada provincia Moesia Inferior, care a fost localizată în mare parte în Bulgaria și Dobrogea de azi. Traian, pentru a apăra această provincie romană balcanică, a fost forțat să-și dizloce o parte dintre trupele romane din zona carpatică, pe care le-a trimis în Moesia. Însăși Troian va conduce aceste legiuni care au apărat cu succes Moesia. Cea mai celebră luptă de pe acest front a avut loc la Adam Crisi în Dobrogea de azi, unde armata romană a obținut o mare victorie. În cinste acestei lupte câștigate s-a construit monumentul Trapeum Traiani. Victoria romană de pe acest front a însemnat terminarea fazei a doua a acestui război. În faza a treia a războiului, în prima vara anului 102, romanii reiau ofensiva pe frontul carpatic, vor fi asediate cetățile dacii din Munții Orăștiei. În acest context, Decebal a fost forțat să încheie o pace cu romanii, care avea prevedere extrem de dure pentru daci. Dacii trebuiau să-și dărâme fortificațiile, Decebal să se retragă din teritoriul Dacii cu cerii de romani, Dacii trebuiau să predea armele, mașinile de război, prizonierii, din timpul războiului dintre Domitian și Decebal, romanii controlau politica externă a Dacilor. De exemplu, dezertorii romani fugiți în Dacia trebuiau să fie predați Romei, iar aliații Romei vor fi și aliații Dacei, inamicii Romei vor fi și inamicii Dacilor. Un lucru era foarte clar. Aceasta nu era de fapt o pace, ci un armistițiu. Traian dorea să înceapă un nou război care să zdrobească complet armata dacilor, iar Dacia să devină o provincie romană. Această afirmație este dovedită de faptul că romanii au construit la Drobeta un pod peste Dunăre care să faciliteze trecerea legiunilor. Acest pod a fost proiectat de Apolodor din Damasc. Era mai mult ca sigur că și Decebal nu va respecta prevederile păcii din anul 102. Acesta își va reconstrui cetățile dărâmate, va ataca garnizoanele romane din teritoriul Dacii cucerit de romani, îl va captura pe generalul roman Longinus. De ce va amenința pe romani cu uciderea lui Longinus dacă romanii nu se retrag din teritoriul dacic? Însă Longinus se va sinucide, astfel de ceva nu va mai avea cu ce să-l șantajeze pe Traian. Între anii 105-106 va avea loc al doilea război dacă roman armata romană va trece Dunărea la Drobeta pe podul proiectat de Polodor din Damasc. Apoi va cuceri cetățile fortificate de munții Orăștiei. De asemenea, va cuceri și cetatea Sarmisegetuzii prin faptul că vor tăia pe ductele care aprovizionau cetatea cu apă. Decebal va fugi și va încerca să organizeze o nouă armată, însă va fi încercuit. Pentru a nu fi capturat și umilit, Decebal se va sinucide. O diplomă militară din 11 august 106 din Sălaj, care se numea atunci Porolisub, confirmă faptul că Dacia va deveni o provincie a Imperiului Roman. Concluziile acestei lecții sunt: Victoria romană din aceste războaie îi va aduce un mare prestigiu împăratului Traian. Dacia au luptat cu eroism, însă au pierdut în fața unui imens imperiu care avea o armată uriașă, extrem de bine pregătită. Deși ne plac în general poveștile în care unul mic, care aparent nu are șanse, învinge pe unul mai mare, care pare invincibil, în realitate, în cele mai multe situații, Goliat îl învinge pe David. Am ajuns la finalul acestei lecții, vă mulțumesc că m-ați ascultat, la revedere!